să vorbim despre asta. Nu. De ce? Nu mă interesează subiectul. Fără ei nu era să se întâmple. E o chestie absolut mistică la mijloc. Numărul total deja este mai mare și va deveni și mai mare. Ecaterina, călătoria voastră de o parte și de alta a Prutului, care a reunit și despărțit de-a lungul istoriei cele două maluri, s-a încheiat. Au fost zeci de ore vizionate de imagini de arhiv. Au fost mii de kilometri parcurși, nenumărate ore de interviuri și discuții telefonice. Te întreb foarte simplu, cum a fost toată această călătorie? A fost exact cum ai spus, Ileana, și un pic mai mult. Și când zic un pic mai mult, mă refer la faptul că noi am conceput un format de la faza lui embrionară. La producție mă refer. Vorbim despre detalii foarte mici, precum ar fi ce fel de flori să conțină buchetul cu care am trecut dincolo de Prut, pentru că și aici e vorba de simbolism, până la un exercițiu absolut în premieră pentru poliția de frontieră, pentru că noi am filmat într-o lună de foc, în luna august, când diaspora se întoarce acasă și când oamenii noștri pleacă în vacanță, și atunci a trebuit să sistăm de câteva ori circulația rutieră pe pod ca să putem filma acolo și să închidem efectiv podul și pe de o parte și de cealaltă parte, de partea României. Și asta a fost o provocare, pentru că a trebuit să ne mobilizăm și să lucrăm cu viteza luminii. Și eu și bunul meu prieten și coleg Trofim Cuțanu aveam această experiență, pentru că am filmat în mai multe țări, dar erau poduri pietonale. Aici poduri rutiere pe care se circulă la propriu. Se circulă la propriu, da. Le mulțumesc colegilor mei care au avut încredere și m-au susținut în demersul meu când le spuneam că trebuie să facem asta pentru ca să fim în postproducție cu toții mulțumiți de rezultat. O altă provocare a fost să ridicăm drona, pentru că noi filmam la frontieră. Suntem în perioadă de război și era foarte periculos să ridici drona sus și să filmezi acolo, în punctul în care ne aflam. A fost cu tot felul de scrisori, permisiuni, piloți autorizați care puteau să facă asta. Deci, mai mult decât și-ar imagina telespectatorul care privește o producție la ecran. Ideea podurilor a venit dintr-o discuție cu un coleg cunoscut din domeniul jurnalismului care gestionează agenția de presă PS News. Este vorba de Relu Ion, în care în esență discutam ce am putea face pentru a apropia malurile Prutului, păstrând apa între el, spiritual vorbind. Publicul a primit cu mare bucurie și entuziasm acest proiect și trebuie să recunoaștem, cifrele de audiență și numărul vizualizărilor vorbesc de la sine. Cum îți explici acest fenomen? Și doresc oamenii mai multe povești de viață sau poate o incursiune în istorie mai degrabă? După calculele noastre, emisiunile și emisiunile documentare au fost vizionate de circa 1 milion de oameni. Pentru noi este o bucurie enormă, bineînțeles, pentru că asta ne dă putere și forță să mergem mai departe și semn că suntem pe drumul nostru, dar totodată și o mare noutate pentru mine. Și știi de ce? Pentru că memoria colectivă este foarte scurtă sau nu există aproape deloc. Noi trăim într-o viteză nebună, consumul este foarte mare și atunci omul nu are timp să stea să rumege ceva. El nu are timp să-și ia momentele lui de reflecție, să adulmece informația, să perceapă informația. Și unde mai pui că la ultimul congres de inovații media la care am participat, ni s-a spus franc, un video de 3 minute este deja lung. Adică e prea mult. Era digitală până la urmă. Era digitală. Oamenii nu au timp. Trebuie să le dai dinamic, repede, acum și foarte cumulat, știi? Adică laconic. Ei bine, acest proiect mi-a demonstrat exact contrariul și am înțeles că oamenii vor conținut,
Oamenii vor profunzime, oamenii vor povești de viață. Eu sunt convinsă că noi nu putem minți telespectatorul și telespectatorul care ne privește merită tot ce este mai bun. Și el te simte. El te simte atunci când l-ai tratat cu respect. El simte când un produs la care se uită este documentat, ai acolo un montaj bun, arhivă și ai pus tot ce ți-a stat ție în puteri ca el de pe partea cealaltă a ecranului să se bucure de această producție. Faptul că noi l-am arătat la TV, faptul că el a fost promovat prin știri, faptul că are rezultate bune pe YouTube, spre exemplu, plus va mai veni, adică noi o să mai venim în tura de primăvară, spre exemplu, cu încă o difuzare a documentarelor și respectiv eu cred că numărul total deja este mai mare și va deveni și mai mare. Am remarcat, vizionând edițiile tale, că ai trăit mai multe note sufletiste. Se pare că chiar ai trăit acolo cu eroii tăi. Este doar o percepție a noastră ca telespectator sau chiar așa a fost? Știi, reacția asta am avut-o și imediat după lansare. Cei care au privit documentarul cu podul de la Leova Bumbăta în cadrul festivalului Astra Film, pentru că acolo am lansat acest proiect, mi-au zis că e foarte sufletist și că ai rezonat cu eroii tăi. Îmi aduc aminte bine perioada când a început războiul. Și eu eram cu un copil mic în brațe, îmi țineam fetița la piept și eram extraordinar de panicată și îmi veneau tot felul de grozăvii în cap la gândul ce s-ar putea întâmpla și de acum încolo ce facem. Și reminiscențele pe care le poate aduce un război. Și atunci frica mea a fost atât de mare, m-a marcat într-atât de mult această trăire din februarie 2022, încât am empatizat infinit diferit la ce am auzit de la eroii Podurile Prutului. Pentru că mi-am dat seama că am fi putut și noi să trecem exact prin aceste momente. Și atunci am trecut prin mine informația asta. Spiritualitatea e o chestiune pe care omul nu tot timpul o conștientizează, dar pe care o are în sine chiar și într-o stare oarecum inconștientă. Adică chiar dacă nu îi generează niște idei și niște gânduri bazate pe anumite concluzii sau pe anumite cunoștințe. E o chestiune pe care el o simte. Și atunci pot fi genele lui, de la bunii, părinți și așa mai departe, pe care el nu-și dă seama de ele, dar le are în sinea lui. Mai am un lucru aici de spus. Eu am avut marele noroc să fac teatru în viața asta și mi-au fost profesori, mari actori de la Teatru Național, care m-au învățat anumite lucruri, anumite tehnici. Una dintre ele, ei au făcut școală puternică în afara țării. O tehnică pe care am însușit-o bine a fost tehnica lui Stanislavski, care spune să interiorizezi, să treci prin tine, să simți, să fii și să nu pari. Și atunci mă urmărește expresia asta, să fii și să nu pari. Întotdeauna, de când mă știu în televiziune, și eu, și Trofim Guțanu, directorul de imagine, și Oleg Mutelică, care lucrează în postproducție, noi nu ne gândim la validarea publicului de după lansare. Noi nu ne gândim la validarea audienței și la ratingul pe care am putea să-l facem. Ne gândim ce putem noi să facem aici, acum, să dăm tot ce ne stă în puteri, tot ce avem noi. Dacă e vorba să stai noaptea în montaj, stai. Dacă e vorba să reziști mai multe ore de filmare și mii de kilometri, ți le asumi. În echipa noastră nu există nu vreau, nu pot, se face. Din Basarabia mă scriu, dulci, frați, de dincolo, de prunt. Vă scriu cum pot și prea târziu. Mi-e dor de voi și la poziția rămasă bine câteodată. Acum ar veni rândul dumneavoastră. Și așa-mi vine câteodată. Și așa-mi vine câteodată.
s-au dus cu Adrian Păunescu și în fața tancurilor sovietice sau au cântat Basarabia și limba română și tancurile au tăcut. La un an de la trecerea în neființa marelui nostru poetă Grigore Vieru, în 2010, mai exact, autoritățile din România au luat decizia ca podul dintre Redăuț și Lipcani să-i poarte numele marelui poet. Din păcate, la Chișinău se cunoaște prea puțin acest lucru sau chiar deloc. Cum îți explici acest fenomen? Și acum am multe semne de întrebare. E o chestie absolut mistică la mijloc. Îți mărturisesc, Ileana, că atunci când am pornit documentarea și tot procesul de planificare a filmărilor, nu-mi reușea absolut nimic. Poetul a dedicat câteva poezii cu titlul Podul unor personalități din Republica Moldova și România. Și am început să dau telefoane, evident. Și am sunat la una dintre personalități și am zis: bună ziua, mă numesc Cutare Cutare, noi realizăm un documentar despre podul Grigore Vieru, poetul v-a dedicat o poezie. Da. Am vrea să vorbim despre asta. Nu. De ce? Nu mă interesează subiectul. Mi se părea că anume această ediție cu podul Grigore Vieru va fi, știi, cea mai simplă din punct de vedere a documentelor revelatoare, arhivelor. Credeam că toată lumea va fi foarte receptivă în a vorbi despre acest pod. Ei bine, nu. Nu s-a întâmplat așa. Și revin la istoria cu acel domn care mi-a închis efectiv telefonul și mi-a zis că nu-l interesează subiectul. Ulterior am dat telefoane, l-am sunat chiar și pe președintele țării din perioada respectivă, atunci când a fost inaugurat podul Grigore Vieru, să-mi vorbească mai multe. Mi-a zis că nu prea sunt documente sau ceva ce m-ar ajuta și m-a redirecționat la alți oameni. Deci au fost 2 zile sau 3 probabil în care eram convinsă că abdic, că renunț. Mi-am zis, nu am, adică decât un pasaj pe care l-am găsit pe internet, nu am alte surse, nu pot merge, nu pot înainta. Da, eram la telefon cu Călin Vieru, fiul poetului, m-a ajutat cu tot ce a putut, dar mai departe trebuia să mă descurc, știi? Și atunci mi-am zis într-o seară că renunț, dar nu înainte să dorm cu acest semn de întrebare. Și chiar vorbeam în gând cu poetul. Zic, dacă credeți, maestre, că trebuie să mă opresc, faceți-mi un semn. Dacă nu, merg mai departe. Și m-am trezit a doua zi dimineață cu o forță edificatoare pe care nu o pot explica și au început toate să se aranjeze ca pe unt, știi? La un moment dat, chiar trebuia să plecăm la București și i-am dat un telefon lui Paul Surugiu, cu care ei au fost foarte legați în ultimii ani de viață, și i-am zis, știți, noi venim la București și am vrea să filmăm un interviu, dacă e cu putință. Și zice, puișor, când vrei să vii? Zic, luni. Și zice, nu veni, vin eu la Chișinău, am un concert. Și zic, nu se poate. S-au aranjat stelele. S-au aranjat stelele, știi? Zic, nu se poate. Deci asta înseamnă că rămânem la Chișinău și filmăm cu dumneavoastră aici. Zice, da. Și așa s-a întâmplat și cu ceilalți eroi. Și vreau să zic că în timpul filmărilor s-a întâmplat ceva divin, celest, pur și simplu. A fost o energie atât de specială. Am plâns toți. Am plâns și eu și părintele Ioan Ciuntu și Fuego, pentru că am depănat amintiri, mi-au vorbit lucruri în premieră despre care nu se știa nimic. A fost epocal, pur și simplu, tot ce am auzit și tot ce au vorbit acești oameni la cameră. Extraordinar. Bun, din multitudinea de istorii, de povești pe care le-ai descoperit, iată, în cadrul acestui proiect, care te-a marcat cel mai mult? Pe mine m-a marcat realitatea paralelă în care am descoperit că trăiesc eu. Pentru că mie la Chișinău mi s-a părut că trăiesc o democrație absolută, că avem în țară libertate de exprimare, libertate în gândire și... Și nu este așa. Și am înțeles că nu este așa. Pentru că în unele zone oamenii sunt zombați,
în unele zone oamenilor le este frică să vorbească în fața camerei despre Prut, despre România, despre faptul că odată am fost uniți, că iată ne despart astăzi 9 poduri. Și m-a afectat enorm de mult atitudinea ostilă a unor funcționari din autoritatea publică locală, inclusiv primari, care m-au amenințat că ar putea să blocheze procesul de filmare, că ar fi mai bine să nu vin, că nu interesează și despre ce m-am apucat să fac eu, știi? Adică stai, fată, la Chișinău și gata-ți de treabă. De fiecare dată când mi se întâmpla acest lucru, plecam cu emoții mari, dar nu ziceam nimic celor din echipă, pentru că... Ca să mă demotivezi. Da, n-am vrut să-i demotivez și, slavă Domnului, am întâlnit oameni minunați și colegi de breaslă de acolo, din localitățile în care filmam, și foști primari care ne-au primit cu atâta căldură și cu atâta deschidere. Le mulțumesc enorm pentru asta. Dar totodată vreau să zic, m-am îndrăgostit iremediabil de oamenii de la Sud. Eu n-am avut ocazia să interacționez cu oamenii de la Sud și efectiv m-au cucerit. Sunt deosebiți. Unul mai frumos ca celălalt, adevărați, autentici. M-am întors acasă la Chișinău, am sunat-o pe buna mea prietenă, Valentina Acciu, și i-am zis: Valiușa, eu știu de ce tu ești atât de scumpă și de dulce, pentru că tu ești de la sud. Toți ai voștri de la Sud sunt așa, adică oameni care sunt gata efectiv să te primească în casele lor, să-ți deschidă ușa, și îi port în suflet și i-am luat cu mine la Chișinău. Foarte frumos! Dar ce e cu tine în urma acestui proiect? Incontestabil, iau cu mine oamenii. Și aici vreau să zic că le mulțumesc pentru încrederea pe care au avut-o în mine și și-au deschis sufletul și și-au povestit istoria vieții lor. Nu este ușor să îți aduci aminte asemenea momente tragice pe alocuri, istorii tulburătoare de viață, legate de Prut, legate de pod, legate de război, legate de neam, de familie. Înainte să ne întoarcem la Chișinău, mi-aduc aminte, în timpul unei deplasări, eram la Galați. Eram pe ultima 100 de metri, filmasem tot și în 5 minute urma să plecăm. Și Trofim îmi zice: uite, am zărit pe cineva acolo, ar putea să vorbească. Și ne-am apropiat de dumnealor și am început ușor, dar am ajuns să-mi povestească despre familia lor, despre cât de mult i-a marcat regimul sovietic, deportările, despre pod mi-a vorbit, despre acel eveniment din 6 mai 90 și a început să plângă ca un copil mic. Mama mea a fost basarabean. Ce înseamnă pentru dumneavoastră? Pentru noi, de fapt, înseamnă totul, da. O speranță, cred că. Pe noi ne-a tulburat enorm de mult toate cele povestite. Am urcat în mașină și Ileana, până la vamă n-am vorbit nimeni. Deci nimeni dintre noi n-a vorbit, pentru că am fost mișcați de cele auzite. Da, noi cred că am, după acest nedrept război, am perceput cu totul altfel acest proiect. Eu sper că nu doar noi, dar toți telespectatorii care v-au urmărit. Dar ce urmează după acest proiect? Va avea o continuitate sau deja plămădiți alt proiect televizat? Da, pentru noi este o mare onoare că acest proiect a fost lansat în cadrul festivalului de film documentar Astra Film și urmează să fie prezentat și în cadrul altor festivaluri, ca să ducem povestea mai departe. Le mulțumesc foarte mult Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, care a susținut financiar acest proiect aproape 100%.
a fost și o mică contribuție din partea noastră. Fără ei nu era să se întâmple, sau cel puțin nu era să se întâmple acum. Au avut această deschidere, înțelegere, să fie de acord și ei să facă sau să aibă loc să se realizeze acest proiect, care, sunt sigur, va deveni un proiect și mai mare și cu mai multe produse inclusiv. Autoritățile, desigur, care au fost deschise, mai deschise, pentru a realiza acest proiect, și aici vorbim despre Poliția de Frontieră, Agenția Națională a Arhivelor, Moldova Film, regizorul Vlad Drug, spre exemplu, care tot ne-a ajutat în selectarea unor imagini. Și, desigur, mulțumim echipei care a fost dedicată, care a înțeles esența acestui proiect și modul în care trebuie să-l redea, în felul în care telespectatorii, cei care l-au vizionat și așa mai departe, să devină mai bogați spiritual.